Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi o să vă fac un haul de cumpărături. De data aceasta am fost la chinezi, cum zicem noi. Nu știu cum se numește magazinul, dar este un magazin cu chinezării și am făcut câteva mici cumpărături și dintr-un alt magazin, dacă nu mă înșel, am făcut, așa că am zis să vă arăt și vouă. O să vă spun și câteva prețuri pe cele care sunt deja puse și ce am și ce mai țin eu minte. Dar înainte de toate, nu uitați de like, share, comment și subscribe. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității și vreau să vă mulțumesc mult pe această cale. Haideți să începem. O să le iau aleatoriu din pungă, pur și simplu. Mai întâi de toate, i-am cumpărat celei mici această trusă superbă de jucării cu bigutiuri, un ondulator. Am mai cumpărat și două cărticele din acestea de colorat. Pe fiecare cărticică am dat în jur de 4 lei. Am cumpărat două cărticele pentru că una aș vrea să o fac cadou. Ia uitați, este cu un trenuleț, așa că am zis să le fac cadou. Am mai cumpărat și o perie din aceasta pentru biberoane. Mai am, dar totuși am zis să cumpăr. Am mai cumpărat și acest desfăcător de tivuri sau orice altceva. A fost 2,50 lei. Am mai avut unul, dar l-am rupt. Am luat și aceste ace de siguranțe pe auriu, pe care am dat 4,50 lei. Am mai cumpărat celei mici un set din acesta de 5 lingurițe. Vreau să îi las mamei mele câteva lingurițe, pentru că am văzut că îi dă să mănânce cu o linguriță din aceea de fier și am zis să nu o afecteze cumva, adică să nu o lovească din greșeală. Am cumpărat și această soluție de desfundat țevile, să văd dacă este bună. Nu am dat decât vreo 5 lei sau 6 lei pe ea, așa am zis că la 5-6 lei ce contează, o să încerc. I-am mai cumpărat la 3 lei aceste lame de păr și agrafe și acestea cu verde. Sunt niște reni, v-am zis că ei plac renii, așa că am zis să îi cumpăr și ei niște reni. Am mai găsit la 5,50 lei acest săpun de mâini cu bubblegum și am zis că de ce nu, să-l cumpăr, să-l încercăm. Am mai găsit la 5 lei un săpun de mâini cu miere și lapte, milk and honey. Celei mici i-am cumpărat această cărticică cu animale. Ei place foarte mult să se uite pe cărți. Am dat 16,90 lei, voiam să iau două cărți, dar când mi-a arătat-o domnul pe aceasta, am zis că mai bine, pentru că sunt și animăluțele, sunt scrise și în română și în engleză. Ea deja se uită la desene în engleză și am văzut că înțelege, așa că am zis să învățăm animalele și în română și în engleză. Cumpărat eu acest rimeil de la Oriflame, cred că este, da, de la Oriflame. Nu l-am desfăcut și nu o să-l desfac prea curând pentru că mai am, dar am zis să îl cumpăr pentru că nu mai aveam bec. Mi s-a stricat. Am luat becul acesta, am dat 10 lei, e de 7 vați. Am mai cumpărat și acest accesoriu pentru a prinde perdele și draperiile, dar este 6 lei, dar eu vreau să îl fac ca accesoriu pentru cămăși, știți. Să-l pun de o parte și de alta a gulerului. Pentru aceeași
chestie, am cumpărat și acest accesoriu în formă de inimioară diamant, tot la 6 lei, să îl fac accesoriu pentru cămașe. Am mai cumpărat și acest frumos difuzor de ulei, știți, aici se pune o lumânărică și uleiul cu apă aici, așa că l-am cumpărat și pe acesta. Am mai cumpărat și o lumânare la 2,50 lei. Eu am cumpărat lumânarea doar pur și simplu pentru fitil, pentru că de curând am primit o lumânărică care mi s-a spart și vreau să scot lumânarea de acolo și să o pun într-un alt recipient pentru a o putea arde. Este o lumânare parfumată, tot pentru a-mi face accesoriu de cămașe. Sunt și aceste diamante albastre, tot la 6 lei bucata. Am mai cumpărat și la 3,50 lei aceste mici culori. Că patru lucruri, ultimele, acestea au fost de la Melimelo. Ce să vedeți, sunt niște broșe. După cum știți, am cumpărat două broșe. De ce credeți că le-am cumpărat pe acestea? Pentru a le face cercei. Pentru că au această închizătoare. Se potrivește foarte, foarte bine cu un cercel. Și așa că am cumpărat doi și încă una, încă o pereche de cercei, de fapt o broșe cercei, le-am cumpărat pe acestea, la fel aceeași închizătoare, tot pentru cercei. Asta a fost-o, dragii mei. Dacă ați urmărit până la capăt, eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!